Bună seara, dragii mei! Sunt tarotul la o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, însă cetător, etalare pentru jumătatea lui ianuarie, februarie, martie, cât vreți voi. Încercați să vă găsiți pozițiile și să vă luați mesajele care vi se potrivesc despre voi și o anumită persoană în viața voastră, oricine poate fi. Sper să îi depistați. În privința clarificatorilor a venit o carte. Posibil că începeți o nouă relație, un nou proiect. Dar de bani, nu e vorba de un dar divin, posibilitatea de a face bani, de a crea o relație de lungă durată, o afacere, ceva care să vă aducă stabilitate pe termen lung. Dincolo de, vă eliberați de blocaje mentale, de secrete, de conflicte și sunteți deveniți foarte, foarte selectivi, aș spune, cu patru de cupe. Nu mai vreți orice ofertă, vreți oferte speciale și dragostea, dacă ar fi să vină, o vreți stabilă, nu? Asul de cupe, dacă ar fi să vină, nu îl primiți doar ca și, care ar fi, împlinire emoțională, sufletească. Vreți mai mult decât atât. Da, ok, iubire, iubire, dar ce facem, cum creăm, ce reușim să facem din această iubire. Șase de cupe. Ia uite, astfel de monede și șase de cupe. Poate că cineva vrea să se împace cu voi și se stresează. Vrea să vă ofere un dar, într-adevăr. Potențial, posibilitatea de a crea ceva împreună pe termen lung, de a fi împreună mult timp, din tinerețe până la bătrânețe, dar e destul de stresat. Cum? Că voi, în principiu, păreți să aveți de toate. Are nevoie de asul meu, de oferta. De fapt, cam asta vă lipsește. Un parteneriat stabil. În rest, cam toate vi le-ați creat singuri, singure. Săgetător, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în săgetător, odată, de două ori, de trei ori. Ia uite, iar persoana aceasta stresată. Conflicte mentale. Ia uite, regele de monede. Patru de băte. Regele de cupe. O să clarificăm. Wow, câți regi. Poate, doamnelor, aveți posibil mai mulți bărbați care sunt cu ochii pe voi. Asta clar, dacă sunteți doamne, clar. Dintre care unul este flacăra voastră geamănă, unul e sufletul pereche și altul e relație karmică. La capătul setului de cărți, șase de bâte și asul de bâte. O nouă idee cum să creați ceva care să vă atragă, nu o să ai succesul, cât atenția, cât victoriile, să vă simțiți victorioși în ceea ce creați. Refuzați minciunile, fugăcioșii, mincinoșii, furăcioșii și zici așa, cineva v-a ascuns faptul că este influențat de o mamă sau de o soție, posibil. Însă, vă urmărește cum munciți și arca vrea să ia o hotărâre, aș spune. Însă, voi refuzați oamenii care vă mint. Clar, și e bine. Vă ghidați după flacăra voastră interioară, o flacără creativă și victorioasă, dacă o urmați, acest foc. Prometeu? Prometeu, aud. Prometeu. Regele de monede. Este singurul care are ceva în mână. Vă o să clarific, dar din ceea ce arată, posibil acesta să vrea să vă ofere o chestie stabilă. Colaborare, afacere, prietenie, eventual să creați o casă. Patru de bâte. Apare lupul sau câinele, poate să fie totemul cuiva, dar e un simbol al loialității. Urmează regele de cupe. Pentru unii ar însemna, ar putea să însemne că în momentul în care reușiți să fiți împreună, să creați, să puneți bazele acestei relații de lungă durată, acest personaj se calmează emoțional, își găsește satisfacțiile, să zic, satisfacția, profunzimea, doar alături de voi.
Dar vedeți voi, apa, normal, ca să nu se piardă, trebuie conținută de pământ. Cu alte cuvinte, dacă vreți să fiți amândoi în echilibru emoțional, să simțiți profunzimea acestei relații, ar trebui să și creați ceva. Am zis exact ce am zis mai devreme. Asul de cupe. Ok, asul de cupe. Era patul de cupe. Dar ce mai vine pe lângă acest as de cupe? Că nu vreau să fie ca celelalte cupișoare. Regele de spade ar însemna planuri, strategii, gânduri în cazul în care nu e altă persoană. Cum să materializați, cum să puneți aceste... Interesant, energie masculină. Cei trei regi. Focul sunteți voi. Sunteți reprezentați de acest patru de bâte. Orice parteneriat îl creați, poate să vă fie benefic, dar totuși pentru că sunteți optimiști. Dar simt că unii dintre voi trebuie să fiți și realiști și strategici în felul sau strategi în felul în care abordați, să zic, întâlnirile, proiectele, iubirile. Hai să vedem, totuși să clarificăm. Regele de monede pentru săgetător. Ce cu acest rege de monede? Clarificăm regele de monede pentru săgetător. Da, posibil să fie trei bărbați pentru voi. Care sunt cu ochii pe voi. Asta vrea să pară. E interesant regele de monede și regina de cupe. Acest personaj vă vede perechea lor, regele și regina de cupe. Și simt iar că fără voi ei s-ar usca, că asta e pământul, fără apă se usucă. Dar sunteți o persoană iubitoare, dar destul de unpredictable, de temută, de neconvențională. Nu e clasica regina de cupe care înțelege pe toată lumea. Da, înțeleg, dar asta nu înseamnă că nu văd de misiunea mea, de cupa mea. Dar și al regele de monede. Cu siguranță acest personaj este cu marcaj puternic în semne de pământ, poate și de apă. Dar cred că mai degrabă vedeți, monede și apă la mijloc. Emoțiile trebuie conținute, protejate. La capătul setului de cărți, steaua. Da, iar patru de bâte. Da, această întâlnire foarte frumoasă care a fost între voi poate să vă schimbe întreaga viață. Vă aduce vindecare, vă aduce lumină. Patru de bâte. Dar schimbarea este pe termen lung, iar pentru că steaua este mai greu de atins. Patru de bâte, clarificăm. Săgetător. Asta vreau o talare mai scurtuță. Patru de bute. Șase de bute. Exact ce a apărut aici. Și asul de bute. E o pasiune. Ați intrat în viața celuilalt într-un mod neașteptat. Victorios ați intrat. Dar este că poate că amândoi aveți diferite tipuri de victorii și împreună puteți să creați ceva special. Acum cortul ăsta îl văd ca pe o piramidă și nu e de colo această formă. Foarte, a zis, profundă, spirituală și stabilă. Stabilitate, profunzime și claritate. Și piramida atrage energie, apropo. Probabil că împreună atrageți și mai mult atenția. Pentru că apare șase de spade, de bute de două ori,
Și aici este femeia învingătoare și bărbatul învingător. Deci împreună, separat, sunteți bine, dar împreună ați putea să fiți și mai bine. Eu asta văd. Hai să vedem. Regele de cupe. Asta a fost prima. Wow, împărăteasa. Și puterea. Deci acest personaj vă vede cea mai frumoasă femeie. Și nu e vorba că vă adoră la modul... Da, vă adoră la modul absolut. În ce sens? Nu iluzoriu, nu își face vise. Simte că sunteți o femeie puternică, împărăteasă. Da? Atrageți atenția. Lumea, multă lume vă vrea. Dar sunteți și puternice. V-ați transformat și îi temperați și pe ei. Îi ajutați să treacă dincolo de orgolii, de impulsivități, impulsurile sexuale, de karmele prin care au trecut și să evolueze și ei, eventual să vă protejeze, să-și folosească acele foste defecte, să le transforme în calități în preajma voastră. Da. Dacă sunt, au fost mai impulsivi, să folosească impulsivitatea să vă protejeze. Cam asta e. Patru bărbați. Se apropie de bărbatul fatal, divin, complet, total. Totuși, la capătul setului de cărți, voi, suflete perechi, sunteți dezamăgiți din cauza unei așteptări, din cauza distanței, distanța care între voi v-a pus în așteptare. Și tot ce ați putut crea până acum s-a creat foarte greu din cauza acestei distanțe. Poate pentru unii simt în plus mesajul, poate să existe cineva cu marcaj în zodia racului care intervine între voi, dar nu obligatoriu pentru toată lumea. Așa a fost un mesaj. Însă sunt niște probleme de comunicare, niște decepții care ar trebui rezolvate, eventual. Cu dragoste, cu înțelegere și transformate, alchimizate. Regele de spade. Asul de spade. Interesant, spade la spade. Eventual, acest personaj care, într-adevăr, vă iubește, aici sunteți regina de cupe, aici sunt ei, se regăsesc emoțional alături de voi. Împărăteasa e guvernată de Venus. Venus care guvernează semnul Taurului sau a Balanței. Venus care este sociabilă, e în public, dar este și stabilă. Mama Gaia, da? Într-o anumită formă. De fapt, Gaia nu e Venus, dar sunt rude, în fine. Cu alte cuvinte, întâlnirea dintre voi i-au făcut să descopere iubirea. Dacă erau stabili, și-au dat seama că de fapt, și-a venit destul de neașteptat această întâlnire, și-au dat seama că bucuria, energia aceasta pe care o simt în preajma voastră, doar în preajma voastră o simt. Și asta pentru că voi iubiți frumos, pur și că sunteți puternice. Evident, puteți să inversați rolurile, dar pare frumos. Se dorește comunicare. Acest personaj se gândește cum să comunice eventual toate aceste lucruri. Cum să vă mărturisească. Eventual, cum să se elibereze de karmă. Pentru că exprimă mai greu aceste lucruri. Nu e ușor pentru unii bărbați să exprime aceste lucruri. Da, ia uite, transformare. Dacă au fost amânări, dacă a fost o ocazie pierdută, uite, regele și regina, lipsa regele de bâte, pasiunea este, dar ați refuzat-o. Pentru că ați considerat-o sau n-ați consumat-o. Ați vrut altceva, ați vrut ceva total. Cel puțin unul dintre voi a vrut totul sau nimic, nu doar așa o pasiune. Apare spânzuratul, amânările și legăturile karmice de care trebuie să vă eliberați. Și totuși determinarea cuiva a energiei masculine de a se transforma, aș spune. E
Asta vorbea de un as de spade. Poate e o altă persoană care se gândește cum să manifeste un început cu voi. Poate și asta. Vedeți și voi. Asul de spade. Pentru săgetători. Ia uite, patru de bâte, exact ce... Asta vrea să comunice. Că sunt fericiți, că vor să creeze să... această fericire să fie pe termen lung, să fie stabilă. Nu e o fericire trecătoare, adică în mișcare. Interesant. Sunteți tot ce și-au dorit. Dar, interesant ce simt. Posibil pentru unii să fie un semn de pământ sau niște responsabilități financiare care ar putea să dezechilibreze uneori relația. Poate să fie iar niște drumuri. Însă dragostea există. Dragostea există. Și pasiune. Unii dintre voi poate ați blocat pe cineva cu marcaj în semnul gemenilor? Posibil. Dar dacă sunt doar chestiuni financiare care vă mai dezechilibrează din când în când atmosfera, totuși zic eu că n-ar trebui să fie o problemă, pentru că exact ce am zis de la început, dragostea fără materie, fără stabilitate, cât poate să reziste pe termen lung? Pentru că acest patru de bâte reprezintă o casă. Interesant, poate unii se gândesc cum să achiziționeze o casă. E un mesaj pentru unii dintre voi. Sau cum să manifeste o casă, nu doar relație, vorba și de casă. Poate o casă nouă. Vai ce interesant, vedeți? Aici este o casă și două persoane în afară. Da, Victorie, vă simțiți bine? Și aici este o casă cu două persoane înăuntru. Este ca și când, da, voi v-ați întâlnit, v-ați simțit foarte bine, ați fost Victoria și împreună v-ați atras atenția și unul și celălalt, la la la. Însă nu aveați relația creată. Poate unul avea o relație. Poate. Dar este că cel puțin acest bărbat pare, din ceea ce văd eu, că își dorește o relație stabilă cu voi. Și se gândește cum să comunice acest lucru. Pentru că voi aveți cam tot ce vă doriți. Împărăteselor, sunteți puternice. Lumea e cu ochii pe voi. Și cum ar putea să fie ei cu voi? Ceva trebuie să ofere, ceva special. Se gândește. Interesant că toți regii în aceste decări se gândesc. Unul se gândește la ceea ce simte, altul la ceea ce poate să ofere, celălalt la cum să comunice un adevăr, o dorință. Mesaje pentru săgetători. Pare frumos. Sunt curioasă cu cine rezonați. Vine mai greu comunicarea, vedeți? Stă, se gândește cum să comunice. Ia. Două. Practicați compasiunea. O, ce frumos, uniunea inimă, da. Încercați să vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Și eventual să
Vedeți unde se poate corecta ce este toxic, e numărul 15 al diavolului, ce este în exces. Că 6 de bâte poate să ducă la exces, ca și 9 de cupe. Da? Ca și puterea, ca și împărăteasa. Și 28, care înseamnă de fapt 1. Cum puteți manifesta? Se va manifesta o uniune între voi și un bărbat cu care puteți să creșteți. Se pare că, pentru că e această îmbrățișare profundă și care vă ajută să creșteți, aș spune că eu simt că acest bărbat, de fapt, îi conține pe toți trei, inclusiv pe regele de foc. La capătul setului de cărți aveți credință. Aici este numărul 12 al spânzuratului. Să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, a credinței, nu a blocajelor, a amânărilor. Acest personaj vrea să vă ofere un dar, pentru că până acum nu a arătat exact ceea ce simte, ce gândește. Dintr-o obișnuință, eventual, sunteți fără... E o nouă dragoste. Pentru unii dintre voi este o nouă dragoste în care sunteți fără limită și apare numărul 4 al stabilității. Puteți în această nouă dragoste să vă asigurați și stabilitatea și expansiunea. Știu că pare ciudat, dar e posibil. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, numai bine. Ciao, ciao!